De obicei fierarul era fie zeu, semizeu sau preot. E un farme deosebit în simplitatea modului de lucru și a transforma materia. Da, e o chestie că nu o poți explica și vine de undeva din interior și interiorul nu poți spune cuvinte. Atunci când lucrezi cu pasiune sau de plăcere, îți ies lucrurile foarte bine. Poți să faci absolut orice dacă vrei să faci ceva și dacă le-ai locul tău. Inițial a fost o provocare, acum e pura plăcere să lucrezi ceva. Cei mai mulți oameni nu au timp să stea ei cu ei, să-și vadă viața, să se vadă pe ei. Trebuie să stai bine cu tine, să te înțelegi bine cu tine. Trebuie să fii pregătit de ce descoperi. Ai timp să lucrezi, ai timp să gândești, ai timp să simți. Acum se fac lucruri care nu sunt menite să țină, dar atitudinea face diferența între oameni. Nu neapărat reușita.